Bună ziua, eu sunt Ensar Duman, consilier medical. Astăzi o să vă răspund la o parte din întrebările voastre. Cât de dureros este tratamentul laser și cât durează? Să știți că tratamentul laser nu există durere și durează depinde de pacienți. Începem de la 3 luni până 6 luni de zile. Când voi vedea rezultatele de la tratamentul laser? Când începem tratamentul laser, prima lună, 45 de zile, o să mai fie cadere. După 45 de zile începe să observă. De la 3 luni, 4 luni, 5 luni, se observă deja 100%. Rezultatele tratamentului laser sunt vizibile toată viața? Eu zic că da. Cazul în care dacă o să aveți grijă după tratamentul 6 luni de zile, sigur că o să fie toată viața. Asta înseamnă câteva chestii care trebuie să faceți. Cum aveți grijă dinții care spălați fiecare zi, așa trebuie să faceți și la păr. Anumite lucruri, o dată pe săptămână sau două ori pe săptămână, o să vă dăm un dermaroller și un spray care folosiți. Există reacții adverse în urma tratamentului laser pentru păr? Noi nu am avut problema aceasta. Pot urma tratamentul laser pentru păr dacă sunt însărcinată sau dacă alaptez. Perioada aceasta noi vă recomandăm să folosiți decât dermaroller, atât. Restul nu aveți voie. Cât de des trebuie să vin la ședințele pentru tratament laser? Aici depinde de unde locuiți. Cazul în care dacă locuiți în București, noi invităm două ori pe săptămână, care durează 20 de minute fiecare ședință. Dacă sunteți din afară Bucureștiului, atunci putem să facem 40 de minute pe săptămână. Dacă sunteți departe din București, atunci putem să folosim o dată sau două ori pe lună. Depinde de persoana facem tratamentul. Vreau să-mi fac o programare. Ce trebuie să fac? Puteți să faceți programare prin Instagram, Facebook sau telefonic. Eu sunt Ensar Duman, sunt alături de voi oricând aveți nevoie. Recomand Ensar Duman. Recomand Ensar Duman. Recomand Ensar Duman. Recomand Ensar Duman. Recomand Ensar Duman.